Vom avea parte de un nou eveniment marca Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva, dedicat cunoașterii vieții și creației personalităților românești din toate domeniile și timpurile. De data aceasta, în prim planul activității este Dimitrie Cantemir, una dintre personalitățile marcante ale culturii și civilizației române, filozof între regi, dar și rege între filozofi, cum pe bună dreptate a fost numit. Activitatea cultural-educativă dedicată lui Dimitrie Cantemir a fost organizată de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu la Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva. 23 a fost declarat Anul Cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian Porumbescu pentru a celebra viața și creația lui Dimitrie Cantemir și opera compozitorului Ciprian Porumbescu. Anul acesta s-au împlinit 350 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir și 300 de ani de la moartea sa. Dimitrie Cantemir a fost o personalitate a culturii și civilizației române, un ilustru savant din epoca luminilor și domnitor al Moldovei, o Moldova aflată la cumpăna Marilor Imperii. Portretul ilustrului domnitor și savant a fost prezentat pe larg într-o suită de imagini din care elevii au aflat principalele jaloane ale vieții lui Dimitrie Cantemir, de la familia sa, de la tinerețea petrecută la Istanbul, la accederea pe scaunul Moldovei, de la activitatea sa diplomatică, viața personală, până la ultimii ani petrecuți în Rusia. Având în vedere că de regulă publicul acestui tip de activități este format din elevi, informațiile pe care le-au primit au venit în completarea cunoștințelor predate la orele de istorie, dar și o provocare la competiție. La această întâlnire cu Dimitrie Cantemir mă aștept să fiu foarte atentă la întrebări, să răspund corect și, cine știe, să fiu premiată. Am venit ca să aflu lucruri noi despre Dimitrie Cantemir. Sper să pot răspunde la întrebări și să fiu premiată. Ce așteptări ai de la întâlnirea de astăzi? Să aflu foarte multe informații despre acest domnitor al Moldovei și de asemenea să și câștig. Ce știi despre Dimitrie Cantemir până în momentul de față? Că a fost un domnitor al Moldovei și a știut foarte multe limbi, a fost lăsat garanție la Imperiul Otoman. La finalul prezentării, cei care au oferit cele mai bune răspunsuri despre viața lui Dimitrie Cantemir au primit premii, constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu Hunedoara Deva.